Deci eu sunt foarte conștientă că voi sunteți într-o competiție și că în orice competiție fiecare își dorește ca el să fie câștigătorul acelei competiții, da? Vorbim la modul general, într-o competiție, că de asta v-am întrebat dacă ați făcut sport. Dar ai putea să-mi spui, Alin, că mai devreme am vorbit de niște principii pe care, sigur, eu le recunosc, sunt sănătoase în cazul tău și le-ai expus foarte bine. Ai putea să-mi spui dacă ai fi avut un meci de fotbal? Niciodată n-am făcut un blat, dacă la asta vă referiți. Nu asta mă interesa. Dacă ai avut un meci de fotbal pe teren, dacă ai fi mers din fault în fault, dacă ai fi lovit pe fiecare adversar al tău și ai fi obținut victoria, ai fi fost satisfăcut că ai câștigat acel meci? Vorbesc de cazul tău. Sau ai fi observat că un coechipier de al tău s-ar fi manifestat așa? Ai fi gustat cu aceeași plăcere victoria sau nu? Acum, de vedeți dumneavoastră, infracțiunile în fotbal sunt de mai multe feluri. Doamne ferește, nu vorbim chiar de infracțiune aici, nu, vorbim de niște gesturi. Hai să le numim niște mici gesturi. Nu, păi să vă dau un exemplu concret. Uh-huh. Dacă, știți, mă rog, cât de cât reguli, adică, dacă eu aș fi ultimul apărător, da, și un jucător ar trece de mine, l-aș ține cu riscul că o să iau cartonașul roșu și să ies afară. Dar nu, și vă dau cazul, a fost un caz mediatizat, Marius Lăcătuș cu Ardeleanu, chiar la un meci Steaua Bacău. Și i-a rupt piciorul. Nu, niciodată nu... Da, am înțeles. Aici e mai mult decât ne dorim, sigur că nu-și dorește nimeni asemenea lucru. Dar mă refeream strict la o competiție. Adică, într-o competiție, sigur că noi trebuie să ne manifestăm la modul cel mai optim. Adică să ne optimizăm forțele, să ne optimizăm absolut toate calitățile noastre și să ne reducem pe cât posibil defectele ca să ne iasă ce ne-am propus. Dar putem să o facem având în vedere că stăm în casă de atâta timp și suntem... Ai închis gura cu asta. În fine, bine. Păi urmă-ne, fă ceva, că sunt sclavul tău râde. Ok, rămâi acolo. Rămâi acolo. Așa. Deci tu ești în poziția de sclav. Da. Da? Tu ia loc pe canapea. Și sclavul vine mai aproape de dominator. Mai aproape. Și chiar stă în poziția cu genunchii jos. Invers, întoarce-te puțin astfel încât el să se sprijine cu un picior de tine. Tot tu îl pui. Păi, el e domnul meu. El e dominatorul. Da. Dar stai într-o poziție cum ar fi de scăunel, da? A, așa. A, așa, perfect. Poți să stai? Trebuie. Deci voi sunteți un cuplu. Da. El e dominator, tu ești sclav. Da, ne nu prea mă supun. Și atunci? Păi am zis așa. Dar nu ești promovat. Ești cam un rol, da? Bun. Cum te simți? Să stai cu și așa în poziția asta? Te găsești? Da.
te aștepți să primești ceea ce dai. Sau, altfel spus, există un proverb care spune ce ție îți place, altuia nu face. Deci dacă ai avea în vedere acest principiu și să nu te abați niciodată de la el, este atât de simplu ca toți oamenii să relaționeze foarte bine, pentru că din moment ce eu sunt conștientă că nu-mi place să mi se facă ceva, eu cum să fac celuilalt așa ceva? Întotdeauna dacă te-ai pune în rolul celuilalt, ai vedea cât de simplu este să acționezi în tocmai cum ar fi bine. Plecând de la simpla idee că eu n-ar trebui să nu fac ceea ce eu n-ar vrea să nu se facă. Credeți că se gândește cineva aici la față la Ar trebui. Și nu, adică, în general, oamenii ar trebui să gândească ce ție îți place, altuia nu face. Ar trebui. Da. Mare plăcere. A trecut doar. Nu a fost, din potriva. Nu. Dacă n-am ieșit în două ore decât o dată la țigară. E clar că i-a plăcut. Nu, v-am spus, problema este că ne este un pic greu la toți, că sunt camerele în jur și, credeți-mă, să profită de orice chestie care o spui, poate că te deranjează. Suntem și... foarte precauți, prudenți. Asta este problema, că dacă ar zice închidem camerele pentru o oră... Dacă doriți, o să vă fac o scurtă descriere pentru tura viitoare, să aveți gata, o să vă scriu un foaie și fix unele simptome pe care le am, când chiar nu vreau să le discut pe toate, și dacă doriți și dumneavoastră să fie confidențial, cu cea mai mare plăcere. Dacă